Fondată în anul 1879, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași este unul dintre cele mai vechi așezăminte de învățământ superior din România. Având peste 10.000 de studenți în facultățile de medicină, medicină dentară, farmacie și bioinginerie medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa este situată în centrul universitar Iași, care, cu aproape 400.000 de locuitori, este al doilea oraș ca mărime al României și capitala culturală a țării. Iașiul este poziționat pe 7 coline, asemenea orașului Roma. Poziționarea geografică a Iașiului facilitează mult accesul atât pe rutele aeriene, orașul având aeroport internațional, cu legături către principalele orașe ale Europei, cât și pe cele terestre din orice parte a globului pământesc într-un timp relativ scurt. Peste 300 de doctoranți și 350 de masteranți urmează sesiuni de pregătire profesională în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, aceștia fiind foarte apreciați după terminarea studiilor datorită performanțelor profesionale de care dau dovadă în domeniile de activitate. În 1990, niște studenți la medicină s-au gândit că trebuie să se dezvolte și trebuie să lupte cineva pentru drepturile studenților, așa că au înființat Societatea Studenților Mediciniști. Pe atunci se numea Societatea Institutului de Anatomie a Studenților. După, în 2005, s-a schimbat denumirea în Societatea Studenților Mediciniști Iași, cum este acum cunoscută, SESMEI. În primul rând, ei pot să dezvolte foarte mult. Avem 13 departamente și divizii care se ocupă cu dezvoltarea lor, atât plan personal cât și plan profesional. O să dau câteva exemple. De exemplu, pe SCOF, Departamentul de Sănătate Publică, încercăm să conștientizăm populația ieșeană în cât mai multe probleme. Avem la Ziua Europeană împotriva cancerului de sân. Le sărbătorim pe toate și le sărbătorim prin evenimente cât mai grandioase, în care efectiv fie printăm flyere, fie mergem de la ușă la ușă și încercăm să informăm populația despre riscurile care se există, despre cum se îngrijească, sau este Teddy Bear Hospital unde mergem în grădinițe, ne jucăm cu copilași, le arătăm că frica de doctor nu trebuie să fie, nu știu cum, așa, doctorul nu trebuie să fie un bau-bau, cu toate că părinții de obicei, din greșeală, când iau pe ăștia mici, fac câte un zbât, le spun, ei, am să te duc la doctor, am să fac o injecție. Și când ajung la noi sunt speriați. Sau avem pe alt departament, care este Departamentul de Refugiați și Pace, SCORP, avem cu drag bunicilor, în care mergem la azilul de bătrâni și ne jucăm cu bătrânei noștri, efectiv jucăm șah, jucăm și competiții de-astea de volei, da, bine, mai pașnic. Și încercăm să vorbim cu ei și să le aducem o apropiere pe care nu toți o au, din păcate, că nu mai au rude care să vină să-i viziteze. Punând un accent deosebit pe viața de student, în cadrul universității funcționează 4 societăți studențești și o asociație care îi preiau prin intermediul unor tutori pe studenții boboci încă din prima zi de școală, ajutându-i să se familiarizeze cu unitatea de învățământ, cu profesorii, sălile de curs, laboratoarele, dar și cu micile taine necesare a fi știute pentru o viață de student. Societatea noastră dorește să îi implice cât mai mult voluntari și să îi ajutăm să se familiarizeze cu viața de student încă de la început. Nu știu, se organizează o mulțime de ședințe prin care ne prezentăm proiectele pe care o să le efectuăm. Am adunat toți bobocei în aulă, am avut o doamnă profesor care a ținut un discurs și să-i introduc așa puțin în facultatea de farmacie, apoi ne-am împărțit pe grupe și le-am prezentat facultatea în sine. I-am dus la laboratoare unde o să țină orele, am mers și în alte corpuri ale UMF-ului unde o să aibă laboratoare și cursuri, am încercat să le explicăm exact cum este viața de student încă de la început. Și stăm la dispoziția lor de fiecare dată când o să aibă nevoie. Un alt aspect luat în calcul de către tutori este și prezentarea orașului, a locurilor în care studenții își pot petrece timpul liber, dar și locurile utile dezvoltării personale a studenților. Tot prin intermediul societăților studențești, încă din timpul facultății, studenții își dezvoltă propriile proiecte sau se pot implica în proiecte comune pe diverse teme.
Asociația Studenților de Ingineri este o organizație non-guvernamentală cu vârsta de 20 de ani, unde studenții vin și participă la o multitudine de proiecte cu scop cultural, științific, sportiv, chiar și social. Studenții vin în acest loc ca să-și dezvolte latura de a lucra în echipă și să învețe să socializeze și să vorbească în public în mod special. Noi avem oportunitatea cei mai mari să organizăm aceste evenimente și putem să-i punem și pe ei să organizeze, să coordoneze și cu timpul își fac experiență pentru a conduce mai departe în asociație. În fiecare an ne derulăm proiectele noastre, cele mai importante și cele mai populare, cum ar fi Crăciun cu zâmbete, care este un proiect caritabil, a ajuns la 14 ediție. O să avem team building-ul, unde construim și prieteniile și legăm relațiile dintre boboci și cu cei mai mari. Iar mai avem conferința BEN, care este unica în țară de acest tip, Conferința Națională de Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători, unde chiar din anul întâi ei învață să-și dezvolte latura științifică și se comunice în fața unui cadru profesor. Laboratoarele Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa, precum și centrele de cercetare dotate cu aparatură de ultimă generație, asigură studenților, pe lângă posibilitatea unei pregătiri profesionale de excepție, un mediu de studiu plăcut, aceștia având posibilitatea de a-și satisface multe curiozități în domeniul cercetării medicale, dar și dezvoltarea unor proiecte proprii de cercetare. Aici, studenții au ocazia de a studia medicina folosind organe și corpuri reale. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa dispune de asemenea de o editură și o tipografie proprie, dar și de săli de lectură și biblioteci unde se găsesc zeci de mii de volume de specialitate în domeniul medicinei. Căminele studențești oferă locuri de cazare în condiții foarte bune, studenții având de asemenea posibilitatea atât să-și pregătească propria masă în bucătăria căminului, fie să opteze pentru meniurile diversificate oferite de cantina universității la un preț în jur de 3 euro. Studenții au acces în spitale de renume, unde alături de medici cu experiență și pregătire profesională foarte bună, au posibilitatea în timpul orelor de practică să își aprofundeze cunoștințele în diverse domenii ale medicinei. Nici cursurile nu sunt plictisitoare la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa. Disciplinele de studiu deosebit de interesante, precum și profesorii foarte deschiși spre comunicarea cu studenții, asigură un mediu deosebit de plăcut de studiu. Datorită pregătirii profesionale deosebit de bune a studenților, absolvenței Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, aceștia sunt foarte solicitați de către angajatori, indiferent că este vorba despre unități medicale de stat, private sau din afara țării. Viața de student în Iași nu înseamnă doar studiu. Orașul oferind multe facilități de petrecere a timpului liber prin obiectivele turistice ale municipiului, dar și prin multitudinea de activități culturale, majoritatea dedicate studenților. De asemenea, în apropierea Iașiului pot fi petrecute weekenduri de neuitat, parcurgând traseele turistice din cheile Bicazului situate la 175 de kilometri sau munții Rarău, care se află la aproximativ 200 de kilometri. Fiind în apropierea unei zone muntoase încărcate de istorie, nu sunt de neglijat nici obiectivele turistice, cum ar fi mănăstirile sau cetățile zonei. Există însă, dincolo de toate, ceva ce studenții care au absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa vor purta cu ei în suflet toată viața. Mândria de a deveni medic de pe băncile uneia dintre cele mai apreciate universități de medicină din România. Mândria de a fi student la UMF Iași.